Doar trei etape au fost suficiente pentru ca noul proiect fotbalistic de la malul Mării Unirea Constanța să întâmpine primele probleme. Echipa care a preluat locul Farului în Liga a doua după fuziunea dintre Farul și Viitorul are parte de un start foarte greu. Echipa a fost construită în grabă, nu există condiții bune de pregătire, iar jucătorii s-au plâns după meciul cu Ucluj că vor dormi în autocar pe timpul nopții pentru că pleacă imediat la Constanța. La patru zile de la acel moment, luni seara, antrenorul Iani Zicu și directorul sportiv George Galamaz au anunțat că și-au dat demisiile din funcțiile deținute și că vor părăsi echipa. Din primele informații, Zicu și staful său au ajuns la un acord cu conducerea de la Unirea Constanța, astfel că și-au reziliat contractele pe cale amiabilă. De altfel, antrenorul a declarat la finalul meciului cu Universitatea Cluj din etapa a treia a Ligii a doua că își asumă rezultatele echipei din startul sezonului, însă și conducerea clubului trebuie să-și asume condițiile în care jucătorii se pregătesc. În zilele următoare, conducătorii urmează să anunțe numele antrenorului care îi va lua locul lui Iani Zicu pe banca tehnică. Unirea Constanța, care dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Techirghiol, a înregistrat trei înfrângeri din tot atâtea partide în startul sezonului în Liga a doua. Formația de pe litoral este ultima în clasament cu 0 puncte, 5 goluri primite și niciunul marcat. În următoarea rundă, formația de pe litoral joacă sâmbătă acasă de la ora 11 contra lui Poli Timișoara.